Evadatul de la Pelendava a fost prins. Bărbatul care a fugit săptămâna trecută din penitenciar a fost descoperit de polițiști în această dimineață. Deținutul îi spășa o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt calificat și era cunoscut ca o persoană violentă. În urmă cu puțin timp, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Dolj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au identificat și prins într-un imobil nelocuit din comuna Caloper, bărbatul de 36 de ani din Moțăței, care la data de 25 noiembrie a evadat dintr-un penitenciar din Dolj, a declarat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj. Bărbatul a fost escortat de polițiști și va fi încarcerat în penitenciarul Craiova, unde va aștepta ca o nouă instanță să stabilească cu cât i se va majora pedeapsa pentru infracțiunea de evadare.